termenul de dispoziție articolul 133, alineatul 1 din 2, alineatul 2, litera A și B, articolul 134, alineatul 1, litera A și alineatul 3, litera A și B, alineatul articolul 135, articolul 155, din alineatul 1, litera B, ordonanță de urgență din 57/2019, privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare, sunteți convocați în 21.05 23:14 pentru a participa la ședința extraordinară Consiliului Local Orbeni din județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orbeni, sat Orbeni, strada lui, numărul 200, Comuna Orbeni, județul Bacău, unde va fi supusă amenințării și dezbatere următoare proiecte la ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 28.04.23. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local interior primar, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunității Administrative Teritoriale a Comunii Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 29.05.23, inițiator primar Popa Costache. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la asistenție compania Romprest Servicii, cu raportul specific copiat către ADIS Bacău de către OAT-urile membre, parte de contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180-2957 din 605-2015, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivalului Sticului de Grâu la Orbeni, ediția a treia, din data de 20.08.23, cu finanțare de la bugetul local, inițiator primar Popa Costache. Și 6 diverse. Ați discutat problema cu instituția. Da. Dacă sunt intervenții la punctele citite. Am să mă introducem pe ordinea de zi, în limba lui hotărârii privind direcția bugetară. Exact. Da. Punem la vot? Da. Care? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci, la primul punct. Deci, primul punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28.04. Bun. Procesul verbal a fost pus la dispoziția comisiilor. Dacă aveți intervenții pe marginea acestui proces verbal, completări, adăugiri. La punctul 1 sunt împotrivă careva abține. Deci punctul 1 aprobat. Se pune la urmă. Se spunea la urmă. Se pune la urmă. Nu, cine este pentru la punctul numărul 1? Abține împotrivă. Deci punctul 1 este aprobat. Trecem la punctul 2. Da. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator domnul primar Popa Costache. Da, o să dau citire referatului de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a UAT Orbeni de Țurbacău pentru anul luna mai 2023. În baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022, a legii numărul 273/2006 prin finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primării Orbeni. Bugetul de venituri și cheltuieli al primăriei Orbeni va suporta următoarele rectificări. La partea de venituri suplimentează cu suma de 60.000 de lei pentru reprezentând sume de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale privind suplimentul ajutorul de încălzire și suma de 15.000 de lei sponsorizări pentru sume provenite din sponsorizări pentru Școala Generală numărul 1, Gimnazial numărul 1 Orbeni. Partea de cheltuieli vor fi repartizate pe la capitolul învățământ, capitolul bunuri și servicii, suma de 15.000 de lei, sumă provenită din sponsorizări. Pe partea de cheltuieli de capital am solicitat suplimentarea bugetului cu 10.000 de lei pentru realizarea rețelei de distribuție gaze naturale la Școala numărul 1 Orbeni, sumă din excedentul anilor precedenți, motivat de faptul că ne apropiem de expirarea perioadei clauzei contractuale. Școala numărul 1 scurt au beneficiat de gratuitate pentru rețeaua de branșament și pentru a evita plata penalităților am considerat că este de cuvință să facem rețeaua de utilizare. La partea de asistență socială, suma de 60.000 de lei la Agenția Județeană de Prestări Sociale. Deci, total capitol de cheltuieli, 85.000 lei. Bugetul de venituri și cheltuieli aluate Orbeni pentru anul 2023 va avea următoarea formă. Pe partea de venituri proprii, total la 971.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 278.000, trimestrul 2, 291.000, trimestrul 3, 313.000, trimestrul 4, 89.000 lei. La sume defalcate din taxa de valoare adăugată, suma de 3.999.000 lei pe total an, repartizate în trimestrul 1, 1.048.000 lei, trimestrul 2, 1.040.000 lei, trimestrul 3, 970.000 lei, trimestrul 4, 941.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, 2.003.000 lei pe total an, 575.000 lei repartizate în trimestrul 1, trimestrul 2, 500.075.000 lei, trimestrul 3, 500.075.000 lei, trimestrul 4, 500.075.000 lei. Subvenții de la alte nivele ale administrației, din care finanțare de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale 154.040.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 54.050.000 lei, trimestrul 2, 100.000 lei. Și sponsorizări, total am 15.000 lei repartizate în trimestrul 2. Total venituri, 7.142.40 pe total an, 1.881.15.000 lei trimestrul 1, trimestrul 2, 1.946.75.000 lei, trimestrul 3, 1.783.75.000 lei și trimestrul 4, 1.530.75.000 lei. Pe total cheltuieli, 8.452.040 pe total an, trimestrul 1, 2.741.040, trimestrul 1, trimestrul 2, 2.037.95.000 lei, în trimestrul 3, 2.680.000 lei și trimestrul 4, 1.630.25.000 lei. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și dispun ținutele legeții în vederea bunei desfășurări activității UAT Orbeni. Sunt 53 de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pe luna mai 2023. Consiliul Local al Comunei Orbeni, Județul Bacău, într-o ședință ordinară din data de 29.05.2023, având în vedere raportul cu împărtenie specialitate al primării Orbeni prin încasare de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale, suma de 60.000 lei, referatul de aprobare al primarului, în baza prevederii legii 27.2006 modificată și actualizată în 2011, legea bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022, în baza articolului 129 aliniatul 1 aliniatul 2 litera B și aliniatul 4 litera A și articolul 196 aliniatul 1 litera A din UG numărul 57 pe codul administrativ propune. Articolul 1 se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 după cum urmează. Și o să vă rog să nu mai dau citire, că mă aveți și dumneavoastră și sunt citite. Articolul 2. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 60.000 lei supliment ajutoare de încălzire, combustibil solicit sau petrolier, sumă încasată de la JPIS, Bacău, în ianuarie 2023 și până în prezent.
Articolul 3. Se propune spre aprobare rectificarea de bugetului cu suma de 15.000 lei din sponsorizări pentru școala gimnazială numărul 9. Articolul 4. Se propune spre aprobare suma de 10.000 lei din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului de investiții, realizarea rețelei de distribuție gaz natural în școala numărul 1 Scurta. Articolul 5. Se propune spre aprobare demararea procedurii pentru obiectivul de investiții, realizarea rețelei de distribuție gaz natural în școala numărul 1 Scurta. Articolul 6. Sumele înscrise în buget pentru anul 2023 vor avea baza legală de efectuarea acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor. Cam asta ar fi în limba despre rectificarea bugetului cu venitul și cheltuiel la ora la care discutăm. Da, sunt întrebări la punctul numărul 2. Dacă nu se pune sub aprobare. Cine este pentru? Împotriva abținerii, vedem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunii Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.05.23. Inițiator primar Popa Costache. Dau citire procesului meu. Dau citire elementelor care stau la baza inițierii acestui proiect de hotărâre. Prin adresa 5551 din 27.04.2023, SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. ne-a comunicat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, aceleași companii, prin președintele Consiliului de Administrație al Companiei Regională de Apă Bacău, care convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 29.05.2023, ora 13, la sediul societății, ordinea de zi fiind următoare. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății încheiate în data de 31.12.2022, aprobarea raportului anual al administratorilor societății și implicit a realizării bugetului de venituri și cheltuieli a programului de investiții și a planului de reparații curente și capitale a societății pe anul 2022, aprobarea repartizării profitului net al societății în exercițiul financiar 2022, conform prevederilor articolului 11 alineatul 2 din actul constitutiv al CRAB, 4. Prezentarea raportului anual 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, conform prevederilor articolului 14 alineatul 16 din actul constitutiv al CRAB Bacău, 5. Prezentarea raportului anual 2022 al Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație conform actului constitutiv al CRAB Bacău. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor, ședință care va avea loc astăzi, iar în cazul în care nu este întrunit vorul necesar, ea va avea loc și mâine, pe data de 30.05. Afară de ceea ce am enumerat mai devreme ca și preambul al proiectului de hotărâre menționat, se dorește delegarea unui reprezentant din partea UAT Comuna Orbeni, astfel încât la articolul 1, Consiliul Local al Comunei Orbeni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a acționarului acționariatului SECE CRAB S.A. acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB S.A. să voteze pentru adunarea generală ordinară a acționarilor SECE CRAB S.A. din data de 29.05, respectiv 30.05, la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 ale ordinii zi, comunicată prin adresa citită anterior. Articolul 2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29.05.2023, validitatea mandatului prevăzut la articolul 1 din prezenta se extinde pentru ședința din 30.05.2023, menținându-se votul favorabil. Bun, practic noi astăzi suntem chemați să desemnăm o persoană în calitate de reprezentant legal pentru UAT Comuna Orbeni, astfel încât acesta să voteze la punctul înscrisii pe ordinea de zi, citite anterior, ca șef reprezentant, ca și delegat din partea UAT Comuna Orbeni. Atât am avut de spus. Sunt
punem la, pentru aprobare punctul numărul 3. Nominalizați o reprezentant din partea voastră europeni care să ne reprezinte la domnul primar. Reprezinte la... Domnul, băi, să mai scrie cineva la cuvânt? Cine este pentru aprobare pentru domnul primar? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mergem la, la punctul numărul 4. Atenție, aici a devenit propus și proiectul de hotărâre în ansamblul său. Deci, delegarea unei persoane reprezenta doar un aspect din cele două pentru care sunteți chemați și vi se solicită votul. Doi la mână era votul favorabil, votul pentru, ca domnul primar, ca persoană delegată desemnată, să-și le exercite din partea OAT Urbine în ședința Companiei Regionale de APSA. Deci, al doilea aspect pentru care sunteți chemați este ca votul pe care dânsul va da din partea OAT Urbine să fie un vot favorabil pentru punctele care le-am citit mai devreme. Inițiatorul proiectului a propus pentru. Da, mai. Mergem la numărul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării tarifelor 10 compania Romprest, servicii sau conform raportului expertului copiat de către ADIS Bacro, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacro, numărul 180-2957-0605, inițiator primar, domnul Popa Costache. Da, voi prezenta eu acest proiect de hotărâre. Așa cum știți, dintr-o ședință anterioară, când practic am fost chemați și am votat împotriva majorării tarifelor propuse de operatorul de salubrizare, compania Romprest Services S.A. Astăzi ne vedem în situația de a aproba aceste tarife, cu mențiunea că între timp atât delegatarul cât și delegatul au solicitat efectuarea unor analize de preț care într-adevăr se reflecte creșterea aceasta de tarif pe toate serviciile prestate, pe toate tipurile de deșeuri colectate de Romprest Services de la nivelul județului Bacău. Cele două rapoarte de audit au evidențiat existența unor diferențe, de adevărat nu foarte mari, pentru ceea ce a propus sau a rezultat în urma analizei făcute de delegatar, respectiv în urma analizei făcute de delegat. Cu titlul de exemplu, iau primul de aici, tarif de prestare a activităților de salubrizare operate potrivit contractului de delegare, deci prestarea activități către populație și mediul rural, respectiv urban, pentru colectare, transport, deșeuri municipale reziduale, da? Prin hotărâre a ADIS a fost avansat un preț de 318 lei pe tonă. Tarifii propuse erau raportate la nivelul cheltuielilor din anul 2023, 4.081 pe tonă. Acestea ca și prognozare. Mă mut la nivelul tarifelor avansate de delegat, respectiv delegat. Era 481 lei. 481, am vorbit în lei vechi, da. Bun, pe aceeași palieră de servicii, tarifii propuse de delegat, lei pe tonă, 481,78 lei. Tarifii propuse de delegatar, în urma analizei tarifelor delegatului, 456,16 lei pe tonă. Adică rezultatul diferenței de minus 25,62 lei. Bun. Acestea sunt diferențe apărute pe toate tipurile de deșeuri, firește că sunt mai mici sau mai mari, de la minus 16, minus 61, plus 23. Deci au fost și tarife în care delegatarul a considerat că se justifică, chiar e necesar ca tariful să fie mai mare decât cel propus. Mai sunt de mici, majoritatea sunt negative. Da. Bun. Dau citire proiectului de hotărâre.
având în vedere prevederile directivei Consiliului European privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile ghidului solicitantului axa prioritară 2 post mediu, domeniul majoritar de investiție 1, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu modificările și completările ulterioare, contractul de finanțare încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, adresa Romprest, adresa ADIS-ului, raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, decizia Consiliului de Administrație ADIS-ului privind transmiterea spre analiză și aprobarea modificărilor tarifelor din partea SICEI, compania Rompres Service S.A., conform raportului expertului portat de către ADIS Bacău și de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Raportul final, în urma analizei documentației aferente propunerii de modificare a tarifelor aplicate în cadrul contractului de delegare a gestiunii, hotărăște. Se aprobă modificarea și aplicarea de către SICE, compania Rompres Service S.A. următoarelor tarife raportat la raportul expertului cooptat după semnarea de către ambele părți a actului adițional numărul 5 și actului adițional numărul 6, respectiv anexa numărul 1 la prezenta hotărâre și anexelor aferente fiecărei dintre anexele menționate. Astfel, pe deșeuri reziduale, tariful este de 456,16 lei pe ton. Deșeuri reciclabile, 703,46 lei pe ton. Deșeuri biodegradabile, 1683,24 lei pe ton. Deșeuri din activități de reamenajare și reabilitare, 127,606 lei pe ton. Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, 1060,1 lei pe ton. Se aprobă încheierea actului adițional numărul 6 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015, care constituie anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Se împuternicește, trebuie de desemnat și aici o persoană, având calitatea de reprezentant al județului al Comunei Orbeni, în cadrul adunării generale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 2, articole citite anterior, din prezenta hotărâre, adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Am atât am avut de spus la punctul ăsta de... la punctul ăsta de hotărâre. Dacă sunt intervenții la punctul numărul 5, punem la vot. În ce trebuie legat de persoana desemnată, aș avea eu propunere pentru domnul Popa Nicolae. Mă se pune la... punem la... pentru aprobare pentru Popa Nicolae. Așa, și o a doua intervenție ar fi legat de modificarea contractului prin actele adiționale 5 și 6 la proiect de hotărâre. Care sunt consecințele tarifelor către populații? Se scumpește cu noi sau nu? Taxa rămâne aceeași. Taxa rămâne aceeași. La nivel de Orbeni, nu se modifică nimic. Nu, ca să înțelegem. Sau... astea sunt taxele doar la predare, unde se predă gunoiul. Iar taxele locale, vis-a-vis taxa asta specială, privind salubrizare, rămâne cea care s-a stabilit anterior. Da, deci spune la vot ce este pentru domnul Popa Nicolae, nu? Trebuie întrebat dacă domnul Popa Nicolae dorește. Eu nu doresc o asemenea delegare în condițiile în care cutuma și regulile spun clar delegatul de drept întotdeauna este prima comunității administrative teritoriale. Vă mulțumesc. Care are mandat în acest sens. Adică toate primările din județ aș fi singurul consilier acolo. Nu de altă, dar v-am văzut acum o mie de ședințe tare aprind,
conflict cu celor de la Rom Crest. Voi rămâneți la fel. Voi rămâneți la fel, domnule Dar. Vom vedea la fel, că le-am fără. Voi rămâneți la fel. Mai să fie prevenția la Altă propunere. Altă propunere pentru... Propunere pentru primar. Altă intervenție la tot respectiv, dacă îți spune după aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține, potrivă, nu pot. Ca să-și mențină cuvânt. Voi fi de acord cu ei când se vor indexa și pensiile? Să nu mai vorbesc doar de celor care... Am dat ocazia să compară, spune ea cu rușinați bună. Cum se dă asta? Da, tu contavă cu eu din cele 94? De ce la punctul 5? Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Spiritului de Grâu la Orbeni, Vicea a treia, din data de 2008-2020, finanțare de la bugetul local, inițiator primar domnul Popa Costache. Și ca o simplă completare, vor da faliment și vor veni cei mai ieftini din viață. Așa te zic eu. Înțeleg, să pregătești la nouă legitație. Deci, un prestul ne-a dat o mare țeapă. Eu nu pot scrie acord cu un prest. Timpul va demonstra. Mai bune au fost un an decât în Dumnezeu. Dar revenim la proiectul de la numărul 5, privind aprobarea organizării Festivalului Grâu de la Orbeni, Festivalul Grâului la Orbeni, ediția 3 din 2018. O să bănesc că a studiat împreună și modelul de contract. Mare lucru nu diferă față de ceea ce mai întâmplat și anii din urmă. Dar aș vrea, așa, în urma discuțiilor cu atât ce rezultat din comisii, cât și pentru a face lucrurile așa fel încât să echilibrăm pe toată lumea, am zis să găsim împreună o soluție vis-a-vis la atribuirea celor două loturi, nu știu cum să le spun, având în vedere că spațiul este destul de restrâns vis-a-vis de activitățile specifice zile care se desfășoară acolo. Dar nu pe aia aș pune accentul, ci pe ceea ce ar însemna de fapt și de drept însăși numele festivalului. Dar dacă fără astfel de activități nu se poate, ar trebui să găsim o soluție de comun acord să nu avantajăm sau să dezavantajăm pe cineva. Terenul este cel pe care îl știm. Eu m-am gândit și am discutat un pic cu domnul secretar, raportat la părerile dumneavoastră, la propunerile dumneavoastră și am zis, bă, dacă nu stabilim un calendar, când să se depună cereri, indiferent de numărul lor, ce ar trebui să fie ca să poată fi evaluată sau luată în considerare cu taxa care este aprobată deja. Și atâta cât spațiu este, să se atribuie într-un mod echilibrat și corect tuturor celor care sunt interesați să vină și să-și desfășoare astfel de activități acolo. Nu știu, cum ziceți și dumneavoastră, cum credeți că e mai bine? Că nu pe aia trebuie să batem noi moneda, că moneda trebuie să bate pe însăși sărbătoarea în sine, adică? Dar se pare, cum am spus, că nu poate fi... Nu poate să aibă loc fără șofer, fără și treaba asta. Cum ziceți? Noi am stabilit inițial, cum a mai fost și ale de urmă, două loturi, că atât am considerat că ne dă voie spațiu. Și pe cele două loturi, o societate, două, nouă, care vor veni și care își vor plăti taxa, raportat, cum am spus, la perioada în care vor stabili să depună astfel de cereri, ca să evităm, nu știu ce alte discuții și eu știu, să mă avantajăm sau să înțeleagă că avem ceva cu cineva sau nu. Dacă ar fi după mine, sincer, nici n-aș prea fi de acord treaba asta, dar dacă nu se poate... Festival fără mic și vere nu se poate. Și dacă tot nu se poate, o face, dar să o face să fie liniște și să aibă acces. Na, eu știu nici prea. Și vă mai spun un lucru, în momentul că, pardon, vor apărea 3-4, nu știu cum o să se desfășoare activitatea acolo. E diferit, da, 10 umbrele, 5 umbrele, 7 metri. Nici nu prea asta a fost profitat în trecut. Nu știu, nu asta ne interesează să mă gândesc la cel care face sau nu profit. Adică nu are trebuie să fie o supărare să capă toată lumea. Dar Doamne Părăzești, de asta am și zis, o discutăm împreună să facem. Dacă sunteți de acord, facem așa, bă, facem un calendar. Cu două săptămâni înainte, într-o anume zi, o putem nominaliza aici, 1 august, de exemplu, în intervalul 8-16 se depun cereri, cereri însoțit diferit și taxa
stabilite. De până la finalul zilei vedem ce avem, după aceea discutăm, fraților, ăsta e terenul, ați depus cu toții, îl împărțim. Și fiecare, dacă îi place, rămâne, dacă nu, banii noi îi vin înapoi. Taxa nu mai este restituită. Nu? Așa e normal. Când trebuie să uite, azi la FM, în 3 minute, s-au epuizat fondurile pentru fotovoltaici. Se blochează. Nimeni nu a durat 3 minute. Nu a durat. Numai când le-am străduit să introducem datele și o dau cu roșu. S-au epuizat fondurile. În zona de centru, în 10 minute, Ilfond. Partea elaltă, tot în 3 minute. Sunt doritori, nu? Asta e situația. Bine că la minutul 2 erau 3.000 și ceva de cereri depuse. Da. Asta așa că... Cum ziceți? Ca să fie treaba mare. În rest, bugetul e alocat. Dacă o să există semnale, să primim suplimentare la buget. Din sponsorizări, nu din alte... Nu afectăm bugetul local. De la redactare, când s-au înaintat materiale către dumneavoastră, s-au redactat cu suma de 50.000 de lei, dar în buget s-au aprobat 60.000 de lei. S-au greșit. E bine să știți, ca să nu apară discuții, că nu se întâmplă. Doamne, vreți să faceți economii, totuși, sincer. Da, m-aș bucura să aprem sponsorizări, să nu afectăm bugetul local. Că tot trebuie să premiem copii, să premiem pe cei care mai vin acolo, plus spectatorul ăsta, artiștii care vor veni. Sigur că vrea. Există posibilitatea ca în perioada următoare semnăm un contract de 15.000 din câte am înțeles și o să mai fie unul. De nu știu ce sumă. Și automat mai nu se ieșe mult de efort, nu știu ce sumă. Banii pentru spectacol și pentru scenă, tot aceiași sunt. Ai să așa ca să fie la 50 de ani, ceva? Din nefericire pot să o spun așa, cu, nu știu cum să o vedeți cu gust amar, anul ăsta, din ceea ce rezultă afle de stare civilă de la noi, nu-i nimeni. Doar dacă s-au căsătorit în altă parte, probabil o să aflăm de parcurs și sunt condiția să aibă domiciliu pe ori bine. La data la care discutăm, știi? Altfel, rămânem fără. La anul trecut au fost 3 sau 4, 5 sau 7. Da. Deci cam asta ar fi. Dacă sunteți de acord, facem cum credeți. 2016, 2017, 2060. Nu-i clar. Cel mai mult au fost, dacă tot vine subiectul ăsta în discuție, pe 2018 și au fost 10 familii. După aia, în scădere. Anul ăsta nu-i niciunul. Cel puțin, așa spun actele de căsătorie din anul de acum 50 de ani. 1967. Cum facem ca să fie liniște aici, ca să nu fie probleme? Cum ziceți? Terenul este care este. Nu vreau să trecem să extindem de la sala de educație fizică încolo, nu. Acolo trebuie să rămână oameni, să admire ceea ce se întâmplă în mașină și să își vadă lucrurile la oameni. Haideți să am o intervenție, dacă tot am început și pe comisii, legat de articolul 2. Da, articolul 2 se aprobă utilizarea spațiului în suprafață 500 de metri pătrați, divizat în două loturi. Și am avut o intervenție pe comisii și mă bucur că ați prins din ecou aceeași problemă legat de lotizare. Mie mi s-a părut anormal să aprobăm noi două loturi care să fie cumpărate de o singură persoană, cum s-o mai întâmplat, și să îngrădim cumva accesul altor agenți economici să participe la un eveniment la care ar putea să facă și un venit. Ar fi fost mai util să-l modificăm în sensul că l-am prezentat eu, adică noi, Consiliul Local, să aprobăm cei 500 de metri pătrați, pentru că noi suntem administrat în domeniul public. Iar dumneavoastră să vă hotărâți câte lotizări veți face, cât bani veți aduna la buget din cei 500 de metri pătrați și să stabiliți în urma cererilor sau câți vor veni. Ce spune mai devreme? Exact, asta a fost intervenția mea cu comisie și vă mulțumesc că ați... Am preluat-o și ați pentru liniște, să se înțeleagă că rămâne suprafața, cele aceeași. Da. Stabilim... Nu știu cât e suprafața, le dispuneți? Nu înseamnă de 500 de metri. Nici nu mă întinde prea mult că n-are loc. 500 de metri. Pe teren, poate să încapă fără niciun fel de îngrătire. Bine, un producător de miere de alb, bine, nu știu ce, asta e altă discuție. Noi le facem caz de ceea ce știm foarte bine. Corect. Corect. Și asta așa, 500 de metri pătrați. Dacă stabilim în data din 1 august, de exemplu, de la ora 8 la ora 16 depun cerere și cât sunt? O să iasă 3, 4, 5 sau niciunul. Ideea mea a fost... Acei 500 de metri pătrați sau cât teren acolo, o să împărțim în mod egal la toți cererea. Nu se hotărâm noi cât să vină. Dar nici nu știm. Nici n-am fost, există și riscul să nu se întâmple să nu vină niciunul. Nu,
De asta am căutat, să o discutăm și să o facem în mod echilibrat și fără niciun fel de, eu știu... Și la spațiile de prezentare, deci nu de comercianți vorbesc, sunt disponibili și pentru alți producători locali care vrea să vină... Pe cei care sunt cu materiale de prezentare, părerea mea, să invităm în jurul scenei, cum am mai făcut și ani din urmă, sau pe lateral, cu oamenii vin la spectacol, trec pe lângă Mierea de Albini, pe lângă eu știu ce mai trec ei acolo și așa mai departe. Și văd, gustă, cumpără dacă vor să nu știu așa. Fără cinci, să-i îngrădim, da. O să facem la același format. Ideea să fie liniște și să iasă ceea ce ne dorim la final. Deci la spații de prezentare e altă chestie, fără taxă, fără... Fără, nu. Oamenii sunt producătorii noștri, nu? Că n-am invitat din altă parte. Sunt oamenii din sat care sunt producători de diverse categorii de produse sau care vin, nu știu, să prezinte, nu știu ce acolo. Nu, o să vină și Pambacu, probabil, și răși doamții de la grup și răboară, și care mai fi, că, ca să dăm culoare și însăși festivalului, că e festivalul grâului și festivalul produselor, mă rog, la pregătite și trudite de cei de-ai case. Dar la partea comercială, aici e problema de mici și beri, da? Că aici a venit vorba, stabilim, între, pe data de, dau un exemplu, între intervalul orar, depuneți cereri, vă achitați taxa, ce o să rezulte ca și număr de cereri, vom vedea la finalul zilei și cât este să împarte în mod egal la toți și n-am decât să facă treaba acolo, dacă credeți că e bine așa și... Dacă credeți că e bine așa și corect și legal în același timp. Dacă spuneam și în comisie, am zis că nu este nicio diferență în a lua un spațiu acolo, nu-l încarc acum cu metrajul aferent, mai mic sau mai mare, și un spațiu în drum. Sau un spațiu într-o altă zonă și într-o altă perioadă a anului, da? Adică noi de-a lungul timpului, din propria experiență, n-am fost inundați cu solicitări din partea diverselor producători sau diverselor societăți care vreau să prezinte, să vândă, să facă nu știu ce. Adică am avut la un moment dat o singură persoană care se ocupa de acele perni. Da. Eu în 17 ani de activitate nu țin minte altul să fac vreau pe cele. Sunt comercianți ăștia de ambulanță care trec toată ziua pe drum, dar exact. Mă știu să mai și plătesc. Da, taxa e mică, e simbolică, dar eu, de părerea mea, că ar trebui astfel de lucruri, nu știu dacă fac bine sau nu, că se mai pot întâmpla și alte lucruri din prezența lor pe aici, că vin de unde vin, nu știu ce fel de produs iau și ce nu au, nu știu cât le putem verifica noi. Dar... În multe cazuri, așa a zis, cum le explicare totuși că... Sunt întrebați de sănătate, au carnete de producător, au, că acum mai toți comercianții care vând și piața mare la Bacău, au toți carnete de producător. Vin doar vara, dar trebuie să vină și ea. Ar trebui. Dacă tot ținem la preț ca să populația să aibă legume și fructe proaspete și... Dar nu ne interzice nimeni să nu vină iarna și nu... Mă rog. Dar măcar controlați că nu e vara. Sau să plătească taxe întreg, aici. Mai există și acea categorie de oameni. Atenție, adică sunt colegi care la un moment dat chiar au pățit-o, în sensul destul de urât al lucrurilor. Sub pretextul că vin și cer sprijin pentru diverse persoane, nevoiași, bolnavi, cu operații, copii, așa. Adică la un moment dat colegii ai noștri care s-au trezit cu ei în casă. Norocul a făcut că în momentul ăla îi trebuia omului un obiect din ultima cameră și o dat la sănați cu el, adică s-a întâlnit cu cineva în camera lui. Și o să întreba unul pe altul, dar cine ești, dar ce cauză, nu știu ce. Știți, am avut colegi care au pățit-o. Da, asta pot întâmpla mult. Adică sub pretextul de a ajuta, de a face, de a-ți arăta nu știu cine, în ceas, în sedii cuțite sau mai știu ce alte chestii, dau buzunar și îndrăznesc mai mult decât este cazul, știți? Dar cine și-a asumă riscul să primească în casă și să fie curios la ceea ce Dumnezeu prezintă el acolo și asumă și riscuri. Poarta deschisă și-a intrat? Da, păi eu sunt de parte cu mulți ani în urmă și nu știu dacă așa mult și am pățit-o. Nu eram acasă, dar erau ceilalți membri ai familiei. De într-un simplu anul, că am purcei de vânzare, au intrat în curte să vadă purcei, vreo doi s-au dus la cotea să-i vadă, restul operau în casă, după aceea s-au luat la poartă, nu mai ne făcea că s-au terminat treaba și s-au dus. Ați recuperat patru? Și patru, au luat verichetele, au orice-o găsit la îndemână, atât, în rest n-au ce să ia. Probabil s-au șovizat bani sau bijuterii. Iată un model de operații reușite. Fără să vară. Și eram plecat, nu știu pe unde, până am ajuns acasă, consumat. Erau, de ce să fie, erau mașini din Franța, cu omlășcut din astea. Oameni din ăștia, ca să nu pomenesc numele nimeni minorităților, în ținută, dar un pic mai elegant. Și s-a lăsat pe călit din una sau alta și s-a întâmplat ce-mi vântuia.
Bun, hai să revenim la treaba noastră. Dar mai sunt intervenții la punctul numărul 5. Păi sunt ca să stabilim aici acum și încep eu. Nu, un pic. Hai să vedem cum facem. Sunteți de acord așa să primim în intervalul de timp stabilit numărul de cerere pentru cei interesați, plătește taxa, fără taxă cererea nu poate fi luată în considerare, da? De acord? Bine. După aceea ce se adună, aia se împarte. Nu trebuie să facem un caz din asta, trebuie să mulțumim pe toată lumea. Cred că e corect așa. O să anunțăm pe site-ul primării, în intervalul de... A prioritate de fie în comună, nu? Cu siguranță. Că dacă o să mai fie și aglomerație, mă, să vină la București, Parava, să mai dau alte exemple și ordenii să rămână pe afară. Facem între noi dacă facem. Chiar dacă pare a discriminare, nu? Cum sună din astea, cam sună. Legea comerțului nu prea de fiind. Da. Trebuie să fim o leacă și patrioți, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar trebuie să fim stătânii cu ai noștri, la urma oră, dacă sunt pe ceva. Dar fiți valo totuși la ordenului, nu e internațional, e național. Hai să vă spun că și la edițiile de urmă, sunați și de pe Nardeș, de pe Nidore, dar n-am nici spațiu și nu-i cazul să vă pierdeți timpul să vă deplasați la orden pentru nu știu ce. Facem o treabă între noi. Ea noastră. E sărbătoarea comunii Ordeni. Discriminarea ar fi să nu ca pe noștri. Ar fi chiar culme. Iar ceilalți să aștepte. Dacă ne rămânem în spațiu și așa, puteți. Dacă după expirarea perioadei de depune cerere, nu vine niciunul de-al nostru și există interes din partea cuiva, ce ne mai trebuie să funcționeze acolo? Deschide și mai mult decât mine. Dar ideea este și alta. Dacă dumneavoastră participați în calitate de cetățean la un târg, da? Da. Însă și prin prezența dumneavoastră, târgul ăla cunoaște un număr mai mare de oameni. Prin prezența dumneavoastră acolo, ajungeți la un moment dat să luați contact cu oameni, cu lucruri, obiecte, informații care vă fac plăcere și vă întoarceți acasă și dați exemplu. Ba, am fost la târg, nu știu, sau am fost în Grecia, am fost în Spania, am văzut ferme, nu știu ce. Ce ar fi însemnat ca la intrare, spaniolul, grecul ăla, să vă zici, domnule, tu de unde ești? Român. Dar nu, de acasă, nu, nu, discriminarea din vedere, participantul simplu, acel gură cască chiar câteodată care intră acolo, omul care vine să vadă, să întâlnească cu cineva, să schimbe vorbă. Ăsta e și scopul. Omul care chiar participă și place ceea ce vede acolo, în sensul de tradiții, de folclor sau nu știu ce. Stai și consumatorul din mic, de verde. Nu refeream la simpli spectatori, ci era vorba de partea de participare a societăților, a filmelor care vor să ce-i spun, dar o să facă... Deci dacă ea și avea în vedere doar pe urmănare, mai bine nu da niciun spațiu la nimeni. Și las mai mult loc pentru oameni simpli, pentru gură cască și pentru orice altceva, vă spun sincer. Mai mult e votul decât oamenii. Da, hai. Hai, de ce nu facem? Facem o vorba tot să-i dăm redenumit, da? Da, da. Deci, în fenomenul două loturi, lăsăm la lingă, stabilim calendarul și redenumit. Mai bine trebuie să fie. Să vedem, dăm de la fel. Da. Deci, cu aprobare. Deci, cine este Petru? Deci, în formă de pe care l-am văzut. Trecem la punctul numărul 6, la diverse. Nu, la diverse. Da, am zis să trecem și din execuția trimestrului 1, să o trecem prin... Să avem informația. Cum? Dacă tot poți să vină să-i spunem ieri, te rog frumos, prevede și un cost pentru la picatare și un așa. Păi de-acum aveți și colacii de la tine cu atâta. Păstați? Cu tine, nivelul, suntem o comunitate. Mai să-i bucur. Ne permitem o sărbătoare, la nivelul nostru.
Da, e modest așa că mai este născut. Și suntem comunale de acest, avem 7500 locuitori acolo, spuneai, da, băi, frate, trebuie să o mutăm. Că știi, la comunale de acest se duc, cred că mai mulți duc în împrejurim. Din 7 milioane de acolo, niciodată. Dar, în fine, să dea Dumnezeu să fie bine, să ai nu, ce să ia trafă. Nu, are 7.000, da. Hai să dați citire referatului de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la execuția bugetului local pentru trimestrul 1 din anul 2023. În conformitate cu prevederea articolul 49 alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completări ulterioare în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul 13, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul 4, la donatorul principal de credit, obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare al veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze toți restante, și iar diferența dintre suma veniturilor încasate și generale anilor anterior utilizați pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante de altă parte să fie mai mare de zero. Potrivit datelor prezentate în raportul privind execuția bugetului comunal pe trimestrul 1, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare bugetară. Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pentru trimestrul 1, având în vedere raportul compartimentului de resort, având în vedere articolul 7 al legii 13 din legea 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată și în conformitate cu prevederea articolului 49 al legii 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea bugetului de stat numărul 368/2022 din anul 2023, în baza articolului 129 al legii 1 al legii 2 litera B și al legii 4 litera A și articolul 196 al legii 1. Litera din OG numărul 57 din 2019, codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local comunei Orbim pentru trimestrul 1, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărârii. Și o să dau citire și anexei 1. Execuția bugetului local al comunei Orbim pentru trimestrul 1 pe secțiunea funcționare, prevederi anuale 1.501.400.000, prevederi bugetare de cumulat definitiv 1.501.400.000, încasări 2.045.739, prevederi ca și procent 136.25% prevederi trimestrul cumulat realizat. La partea de cheltuieli, deci prevederi inițiale anuale 1.500.400.000, prevederi bugetare cumulate 1.500.400.000, încasări, plăți efectuate 1.992.799, realizat 72.80%, excedere 952.940. La secțiunea de dezvoltare avem venituri ca și prevederi anuale în sumă de 379.750, prevederi definitive 379.750, încasări 13.976, procent realizat 3.68. Cheltuieli în secțiunea de dezvoltare, prevederi bugetare anuale inițiale 1.240.000, prevederi bugetare definitive cumulate 1.240.000, plăți efectuate 13.976, procent realizat 1.13. La sursa e autofinanțată, avem prevederi pe partea de venituri, prevederi bugetare 155.000, cumulat de trimestrul 1, 255.000, încasări 158.072, realizat 101.98%. La partea de cheltuie, 155.000 prognozat, cumulat 155.000 în trimestrul 1, plăți 130.186, realizat 84%, încasări excedent 27.886 lei. Cam asta ar fi cheltuielile, veniturile și cheltuielile realizate în trimestrul 1 2023, aferent de bugetul local. Dacă mai sunt intervenții la cum spune, la... Am avut
comis o intervenție legată de preambulul proiect de hotărâre cu articolul 7. Da, am înțeles că l-a rezolvat, domnul secretar. La vedere. L-am uitat de regulament, la vedere și conform. Da, sunt corecte. Alte intervenții? Dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? O abținere pentru că eu nu am votat bugetul pe anul ăsta și n-am cum să votez și executivul. Sunt condiționat la dreapta? La mine. Întreb, ca familie. La mine. Ok. Ok. Vă mulțumesc. Avem și diverse, la trebuie să mă înscriu eu cu două puncte mici, mici, fără să le rețin prea mult. Da. Da. Despre ce vorba? Are cuvântul domnul consilier Moral. Da, eu am o chestiune mici. Am văzut domnul viceprimar că ați făcut o treabă bună cu șanțul ăla la Vâlda Vadă Chiriții. Șanțul din partea despre stradă, cum ar veni, pe partea dreaptă, s-o reascupat cu moluscu, nu știu ce. Dacă aveți ocazia și timp și să refaceți, reetalizați. S-au ocupat și cineva mai îndrăzneț, care nu a văzut corpul, a s-a dus în Părău, a făcut două serii. Undeva? A fost la Vadă Chiriții, zic. Bă, dar cu șanțurile alea nu te-a zis cu cineva în Părău, să nu se mai pune cu noi acolo. Nu, n-ați înțeles. Deci șanțul a fost făcut bine, dar a fost astupat, a pus în șanț resturi. S-o cărat. Da, nu fost niște greși. Acum, pentru că șanțul era acoperit, mașina respectivă a putut să treacă șanțul, s-a dus în Părău. Dacă era șanț, s-o opream. Asta nu să zic. Dacă era șanț, s-o opream șanț și nu l-a ajutea în Părău. Că-l compre. Dar fiind să spui la cine ne-ați drăbat ăla? Păi, eu mai umblu și noaptea și ziua. Bă, nu este o mașină cu acu care ne frecventează cu mâna, cu mine de volanta. Și aduce gunoaie sau câini. Patru băieți, nu știu ce este, dar eu un papuc românesc cu numele de Olanda. Dacă puteți verifica pe camere și dacă nu este ocazie, să vedeți care cum e mai mare. Se ducea la mijlocul nopții spre Siret, venea fără lumină. Dar de unde veneau? N-ai idee, nu ți-ai dat seama. Erau poziționați la pod la Vadă Chiriții. Ah, deci n-ai dat. Dar nu papuc Dacia românească. Dacia românească. Cu numele de Olanda. Cu numele de Olanda, care băi. N-are cum să nu-ți atragă atenție, ci cu și patru mai colorați. Așa. Vorbesc că ei au sărit în apă. Nu știu. Aș papucul rămas acolo? Că nu mai... Nu, 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 spus. Dar cum trebuie? Păi, o ieșit pe lampa respectiv, o ieșit afară. Pe roță lui, cred. Dar nu să zic, legat de șanț. Da, o să rec. Da, da, trebuie să-l facă. Doar ne curăța ca să oprească data viitoare. Că podul e în curbă, nu mai are grila ajul ăla de fier. Da. Și a doua chestie, dacă mai aveți un indicator de atenționare, dincolo, la pod la corne, intru un grad avansat de deteriorare, măcar un stâlp acolo, afiș. Bă, nu este să întâmplă ceva asta. Și... adică să nu luăm în ăsta, așa, nu se trece. Podul din lemn? Nu știu, eu am recomandat. Chiar dacă nu s-au pus semne acolo, am avut discuții cu cei care dețin utilaje, mă refer la tractoare. Bă, nu riscați. Unii sunt prea curajoși. Lemnul, de-a lungul timpului, își vede de treaba lui. Cu trezor și se duce să face. Chestiunea e că s-au arat multe drumuri. Care pe câmpuri. Care ne ajutau să ajungem cumva la multe terenuri, proprietăți sau ce avem. Și le mai folosim și pe astea care nu ar trebui să le folosim. Deci, atunci ai fost și fermierii ăștia care ală drumuri, să-și vadă de cultura din câmp. Lasă drumul, pace. Ieși cu drumul în drum, nu la rau, ca să pui tu două rânduri de floare, că nu faci mare avere. Da, așa face, da. Din păcate, da, nu știu. Da, cât sau cine are televizor? Ai găsit unul sau doi, maxim, nu cred că sunt mai mulți. Nu dăm nume, dar sunt drumuri care au fost arate. Asta să nu le-a doi minuni. Ia, zici, mă, nu sunt la arate drumul. Nu, no, mai mult. Mai mult. Sau mulțe. Da. 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 Da.
La Chemnița, nu știu dar nu știu. La să mai punem un lemn, ceva. Înainte să trece pe o să ajungem, o să știu despre ce e vorba. Trebuie schimbat de câteva grăzi. El are suportul bun, că e suportul... Da. Podul, în schimb, pe grinzele. Să face acelea de a fi în el. Dar nu-i recomandat să treci cu remorca și tractorul pe acolo. Am văzut curajos, dar nu știu cum, oricând se poate întâmpla ceva. Chiar și n-ai de califerat. Noi o să încercăm, chiar vorbeam și cu Genotic, să facem ceva pentru utilajele, să treacă din părâng cu tractor. Fac un drum. Căruțe nu mai sunt așa multe. Ar fi minunat. Era acolo trecere. Au fost, mă, dar nu mai interveni niciodată nimeni acolo. Pentru nu mai sunt oameni care merg călța la picoare. Știi, cu oameni treceau, evitau podul cu animale, că își călcau aiurea și se duceau săracele animale printre grinzele alea cu picioare. Și coborau prin părâng, ora, dar o să ne facem, săptămâna asta nu știu dacă o să avem timpul fizic, ca să putem interveni la post sau la, dar o să rezolvăm acolo. O să intrăm și să reparăm un pic, să intrăm calea de acces jos și cu tractorul trece. Păi, mai poate. O să-l facem. Îi dăm o pantă mai ușoară ca să se evite trecerea direct pe post, că se pot întâmpla catastrofe pe care noi suntem conștienți de ele. Și mai arată așa, dar vreo 6 metri. Mai trebuie un vlat în mal, că se poate. Eu, da, știi, tractorul iasă altfel, dar de pe pod, dar mai bine să rămână în pârâu și să-l tragi, decât să-l ducă pe pod și nu știu ce cum îl mai tragi de acolo. Da. Da, și cu șanțul la fel. Da, noi le-am făcut în intenția în care să atragem atenția prin construcția șanțului și să nu se mai facă, să depoziteze tot. Nu, dar rămâne așa, că nu se rea la pârâu. Acum, șanțul ăla nici n-ar trebui să-l facem, pentru că nu era cazul să facem astfel de lucruri ca să ne păzim de cei care nu... Dar poate și o opri prin gărdii că ăsta. E nefiresc, o dat și papuc cu numeri de Olanda, dar ai schimb simplu. Da, asta mă gândesc. Dar sunt și mâini noi. Și mai mergea și fără fără. Dar poate mâine apare iar reparată cu numeri din Franța. Poi mi-i cu Germania. Eu prefer, dacă ar trebui să întâmple tot de ce e în cauză, să repete fenomenul, mai bine așa stupar și altul, nu știu că dacă mai dă o dată acolo, cred că nu mai scoate. Oameni și ei, dar nu știu. Da, depinde cu ce intenții trec de acolo și în modul în care trec, trec ei cu intenții mai altele decât... Poate fi normal, atât timp ești pe fară și cu numele de Olanda, pe Daci, poate ai ce intenții curate. Da, 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 ok. Mai sunt tine? Da, domnul Bărbat, eram niște un fan de pentru tu, o să rădă, o să rădă, când veni cu noi, nu poți să mai ieși. N-am reușit să facem treaba pe cea cu care ți-o contractat lucrarea, că acolo dar cu urgență pe unde am avut de treabă, dar trebuie să luăm pământul obligatoriu de acolo. Și pământul, dar și chiar în mijloc nu se mai poate merge. Au venit băiatul, au venit, l-au mai băgat din la proiecție. Dar nu poți cine mai a spus o afară, că n-ai și de care acolo și chiar la fel, dacă plouă, nu poți să mă ieși. Poți să mă ieși. Dar nu știu de vântul, că venim iar pe șanț ca să putem proteja drumul ăla. Dacă era mașina aia mare, când a trecut, rupul ăla, când se dea de prut, de desubt, e prut, dacă zic. Știi, sunt în piață, s-o cărat pe acolo, dar știți bine. Rezolvăm acolo, trebuie să cărăm, trebuie o volă, că nu pot, cu boldul poți să, că nu cum încarc pe o mașină aia. Trebuie cu șinea și pe ăla de prut. Întâi să-l curățăm, să-l facem, să dăm fructul de piatra veche și o rezolvăm. E în atenție, îți dai seama. Nu e problema atâta, e greu. Știi, pe jos nu poți să-l dăm. Știi ce m-a jucat acum să dea Dumnezeu să plouă și să fie asta motivul să... Să pare că floreze cam unde poate să-l dăm. Da, o mai asupra și șanțele acolo și acolo. Așa e că se întâmplă. Chiar n-am avut bună voință de atâta, de câte o s-a intervenit acolo și cred că s-a cărat balastru, s-a pus balastru acolo. Când o să când o să fie și cu asfalt, peste câți ani, atunci făcuți podeți. Nu o să mai bagi traseuri care are în partea de dreapta sau în partea de dreapta. Pe dreapta și pe stânga, pe trei podeții, trebuie obligatoriu. Dacă ați făcut alte intervenții, dacă nu știu... Da, mulțumim frumos. Îi rezolvăm pe toate, în limita timpului și a posibilităților. Un lucru trebuie să remarcați, că avem bunăvoință.